Florin Cărciumaru crede că Edi Iordănescu și Narcis Răducan trebuie să continue la Pandurii. Primarul din Târgu Jiu susține că, din punctul său de vedere, cei doi trebuie să rămână la Târgu Jiu pentru că au reușit o performanță importantă în acest an. Membru în adunarea generală a acționarilor Florin Cârciumaru își dorește ca Edi Iordănescu și Narcis Răducan să continue la Târgu Jiu. Și normal că pe baza celor prezentate și susținute de fiecare asociat în parte, sunt destule argumente și încă foarte solide ca Edi Iordănescu să rămână. Niciodată n-a spus că va pleca la Târgu Jiu, ci că va rămâne la Târgu Jiu dacă are siguranța că în viitorul campionat echipa are susținerea. Contractul lui Edi Iordănescu cu Pandurii expiră în această vară.